Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Orientarea Busolei. Aveți un weekend liber și nu știți ce să faceți cu el. Vreți ceva ieftin și vreți să fie și aproape de Timișoara. Soluția o veți găsi în această emisiune. Mergem în Serbia. Două orașe foarte faine vizităm. Haideți cu mine să vedeți despre ce este vorba. Astăzi vom merge în Serbia. Prima oprire de pe harta traseului nostru este orașul Zrenjanin. Frumosul și liniștitul oraș Zrenjanin, aflat în Banatul Central din Voivodina, adăpostește în prezent 75.800 de localnici. Trecând granița în partea sârbă, întâlnește acest faimos oraș desemnat Urbea Sporturilor. Orașul poartă numele liderului partizanilor comuniști din Voivodina, din timpul celui de-al doilea război mondial. Denumirea sub care este cunoscut este diferită. În limba slovacă, rusă și croată îi se spune Zrenjanin, iar în limbile turcă și română Becskerek. În limba maghiară îi se spune după nobilul Imre Becei, care avea aici o dumbravă, pădurea lui Becei. Pentru a se deosebi de Becskerekul mic din Banatul românesc, mai este denumit și Becskerekul mare. La începuturi, până în secolul al III-lea, aici găseai așezate triburi precum geți, goți, celți și sarmați. În anul 1952 au fost descoperite morminte din secolele de mult apuse, perioada secolului IV până în perioada secolului VI, chiar în centrul rezidențial al orașului. Din anul 1718 s-a instalat stăpânirea habsburgică și austriacă. După al doilea război mondial, orașul Becskerekul Mare a primit denumirea de Zrenjanin. Zrenjanin este unul dintre centrele industriale cele mai puternice. Municipiul Zrenjanin a fost modernizat printr-o nouă organizare teritorială, devenind oraș la sfârșitul anului 2007. Acum, în 26 august pe 2023, am fost pentru a cincea oară la Zrenjanin. Am plecat cu bicicleta din Timișoara, din zona Dâmbovița, undeva pe la ora 5:20, și am ajuns undeva în jur de 11:20, 11:30, ora noastră, la Zrenjanin, la intrarea în oraș. Pe acolo am văzut multe lucruri frumoase, tot vizitând, am mai mers cu un prieten de-a meu din Timișoara, Daniel Schilling, el locuiește în Grapaț și am văzut foarte multe lucruri pe acolo și locații, printre care aș vrea să menționez centrul lor tare frumos, primăria, parcul Karađorđev, mall-ul lor, infrastructura orașului, magazine, multe magazine, foarte multe lucruri și foarte multe locuri faine de vizitat. Am făcut undeva cu tot cu opriri, cred că la 5-6 ore și cam 5-6 ore întors. Deci undeva la mai bine de cam 10-11 ore, ceva de genul, cu tot cu opriri, dacă ar fi să calculez. La parcul Karađorđev am fost impresionat de dimensiunea lui, în primul rând, foarte multă verdeață, curățenie, la fel și în centru, foarte, foarte frumos. Prețurile, bineînțeles că sunt mai mici, și la mall și unde am fost, și în centru, față de ceea ce avem noi. E un loc frumos, îl recomand să fie vizitat. O să merg pentru a șasea oară, acum în septembrie, pe data de 23, și dacă totul e bine, mi-aș dori să și rămân peste noapte, ori cu cortul, ori undeva cazat, să experimentez din nou locațiile frumoase de acolo, centru, mall-urilor, parcurile, cam ce au ei de vizitat. Oricine are o bicicletă și are rezistență, are o condiție fizică bună, îi recomand să meargă, să pedaleze până acolo, să vadă. Sunt foarte multe locuri de vizitat, după cum am spus. Și, bineînțeles, e o experiență unică. Scapi, în primul rând, de stresul pedalatului în oraș. La ei se pedalează mult mai ușor, mult mai simplu, ai piste mult mai aranjate, infrastructura e foarte bună față de ceea ce avem noi în Timișoara sau la nivel de România. Și atunci pedalez fără stres. Plus că lumea e foarte de treabă, toată lumea salută, toată lumea e foarte civilizată, oameni frumoși. Întotdeauna, încă de la început, de când am auzit de
deschiderea punctului de trecere la frontiera acolo la Otelec. Mi-am dorit să merg și am mers pentru prima dată anul trecut, tot în luna septembrie. Și am rămas impresionat și de cum arată pista lor, și de infrastructură atunci când am văzut prima dată orașul și de tot ceea ce au ei. Acum, când merg pentru a șasea oară, la fel de impresionat sigur o să rămân și oricum ar fi, o să merg mereu cu tot dragul. Acolo, penultima dată când am mers la Zrenjanin, în luna iulie, ne-am întâlnit și cu niște băieți din Timișoara, studenți la Universitatea de Vest, cu care am povestit și am împărtășit un pic din experiența noastră, ei un pic din experiența lor și ne-am bucurat foarte mult. Oameni cu care practic ne-am și întors înapoi spre casă, am pedalat împreună, am mâncat împreună, ne-am simțit bine împreună de timpul petrecut acolo și mă bucur de fiecare dată când merg către Zrenjanin și mă întâlnesc cu prieteni, cu cunoscuți, cu oameni care vin din Timișoara. Față, de exemplu, de noi, penultima dată când am mers și în celelalte dăți, sârbii au fost într-un număr mult mai mare și au vizitat Timișoara. Noi am mers într-un număr mai mic, mult mai reticenți, poate și din cauza condiției fizice, poate și din cauza infrastructurii, după mintea unora care nu li se pare că ar fi ok, cu toate că e bună, față de ceea ce avem noi. Și inclusiv, penultima dată când am mers la mall, am văzut și am auzit limba noastră, limba română, ne-am întâlnit cu oameni pe acolo, foarte, foarte de treabă, cu o doamnă profesoară acum ultima dată cu care am vorbit, câteva lucruri am povestit un pic, s-a bucurat că ne-a văzut și că eram de la noi din țară, că eram din România. Ne-am întâlnit de asemenea cu alți prieteni pe acolo cu care practic nici nu mă gândeam că o să ne întâlnim. Întotdeauna, dacă aveți posibilitatea, atât timp cât va fi deschis punctul ăla de trecere la Otelec, mergeți, pedalați și bucurați-vă de libertatea asta, de a merge și de a pedala încolo către Zrenjanin. Judecătoria are o clădire impozantă în centrul orașului. În sălile ei se dau verdicte importante pentru viața oamenilor. Aici se interpretează și se aplică unitar legea, iar tribunalele rezolvă litigiile dintre mai multe părți. Deciziile sunt luate de judecător jurat sau de un magistrat. Tribunalul Zrenjanin mai este cunoscut sub numele de Palatul de Justiție și este sediul Tribunalului Municipal, Districtual și Comercial. Clădirea datează de la începutul secolului 20. Are o fațadă lungă, iar la capăt are cupole. Tribunalul este un simbol important al orașului Zrenjanin. Primăria, sediul administrației municipale. Steagurile tricolore ale statului flutură la balcoane. În vârful acoperișului, luminile așteaptă lăsarea serii, pentru a îmbrăca feric clădirea în lumină. Clădirea se află la capătul unei străzi pietonale, plină cu bănci și magazine. Culoarea clădirii primăriei este un interesant verde pal. Fiecare colțișor este prelucrat atent, iar ferestrele albe sunt frumos modelate. Clădirea are o dantelărie impresionantă. În fața ei este statuia regelui Petru I. Primăria are în spate un parc plin de pomi, brazi și flori. O fântână cu apă țâșnitoare dă răcoare și optimism în acest peisaj, păzită de statuia unui leu. În spatele primăriei, în parc, un bar își etalează fotolile și umbrelele elegante. Clădirea ocupă toată latura de vest a pieței și s-a finalizat în anul 1887, având aspectul frumos de astăzi. Are instalații moderne de încălzire cu aburi și iluminat electric. Astăzi impresionează frumusețea sa, care indică valoarea arhitecturii. Clădirea a fost ridicată pe locul unei fortărețe.
Teatrul din Zrenjanin este construit în jurul anului 1835. Teatrul Narodno-Pozoriște, Toša Janović, a fost la început un vechi depozit de cereale. Asta se întâmpla prin anul 1793. Mult mai târziu, prin anul 1884, în urma unui incendiu, a trebuit să fie reconstruit. La început, scena a fost construită la o oarecare înălțime, iar în fața ei s-a săpat o groapă pentru orchestră. Apoi, teatrul a fost extins prin adăugarea unui foaier, a unui bufet și s-a pus o casă de marcat. Prin anul 1927 s-a introdus curentul electric. Povestea spune că un bogat conte sârb a susținut financiar construcția teatrului de dragul unei actrițe pe care o iubea. Este primul teatru profesionist din Zrenjanin și poartă numele unui celebru actor, Toša Janović, care a trăit în secolul al XIX-lea. Catedrala Sfântul Nepomuc este un monument istoric și este sediul Episcopiei Romano-Catolice din Zrenjanin. Catedrala este situată în piața principală, Piața Libertății, și este dedicată Sfântului Ioan Nepomuc. Fondată în anul 1867, ea este monumentul culturii de mare importanță în stil neoclasic. În catedrală se găsește o orgă realizată la Timișoara. Ferestrele sunt aspectoase, cu vitralii minunate. Catedrala este înaltă, turla ei poate fi văzută din multe părți ale orașului. Când am fost în august, la final, vroiam să schimb niște bani. Nu am găsit în Timișoara, trebuia să schimb din lei în dinari și m-am gândit, dacă tot nu am găsit, să schimb în Zrenjanin. Atunci când am schimbat în Zrenjanin la un exchange house acolo, în partea centrală, am observat un lucru. Cursul valutar era diferit total de ceea ce am văzut în Timișoara când am fost în zona noastră centrală să schimb. Am schimbat echivalentul a 100 de lei în dinari. Acolo am primit 1700 de dinari, ceva de genul ăsta, iar când am schimbat în zona centrală la noi în centru, în Timișoara, am primit 2200 de dinari. Ceea ce spune că raportul sau partea de schimb valutar e total diferită. Deci, practic, e mai avantajos dacă vrei să te duci în Zrenjanin și vrei să pedalezi, să mergi cu bicicleta încolo, să schimbi înainte banii ori în zona centrală la noi în centru, în Timișoara, ori în alte exchange house-uri din Timișoara. Pentru că, cum am spus, nu merită să-i schimbi în Zrenjanin, tocmai din cauza cursului diferit. În concluzie, vă recomand și, cum am spus, dacă aveți rezistență, condiție fizică bună, puneți-vă pe pedalat, mergeți încetuți la ritmul pe care îl aveți și aveți ce vizita. Vă recomand încă o dată să vizitați centrul lor, care e super frumos, mall-ul lor, Parcul Karađorđev, pista, să mergeți până acolo, să vedeți după ce treceți de partea Cotelec, înainte de Klek, cu câțiva kilometri, Bega se lățește foarte mult și pedalezi undeva la 2-3 metri distanță de Bega, foarte, foarte aproape de Bega. Extrem de frumos, mult mai curată apa, orașul e foarte curat, totul e foarte frumos. Mult mai mic, clar, decât Timișoara, nu sunt atât de multe mașini, dar un oraș care merită vizitat, mai ales cu bicicleta. Așa că acum sau pe viitor, dacă va mai fi punctul de trecere deschis anul viitor, în 2024, vă recomand să mergeți, să pedalați și să vă bucurați de atmosfera și de locurile frumoase din Zrenjanin. Pietonala împărăteasa Alexandra. Sfânta Alexandra a fost soția împăratului Dioclețian, trăitoare între anii 284 și 305. Pietonala din orașul Zrenjanin îi poartă numele și este un model de curățenie fizică și morală. De-a lungul ei se înșiruie ca niște mărgele terase de la care răzbat vocile vesele și mulțumite. Palatul Dunderski a fost construit de familia care a dat și numele palatului. Acesta a fost declarat monument istoric al culturii de importanță excepțională în anul 1983. Este construit în stilul secesion, între anii 1905 și 1906. A fost conceput ca o clădire rezidențială și comercială.
Aripa lungă este orientată spre Târgul de Cereale, iar aripa scurtă către Bega. Castelul conservat, dar și restaurat în parte, face legătura cu clădirile complexului fostei fabrici de bere, în zona vechiului centru al orașului Zrenjanin. Din Zrenjanin ne continuăm călătoria către Kikinda. Vă invităm să luați un loc confortabil și să ne urmăriți în următoarele minute. Kikinda este un orășel din Serbia, curat, cochet și atractiv. Aflat la 10 km de granița cu România, deci ușor de vizitat chiar pe perioada weekendului. Cei 40.000 de locuitori ai orașului sunt mândri de realizările lor în estetica urbei. Străzi lungi cu copaci de o parte și de alta oferă în zilele călduroase ale verii o umbrelă vegetală răcoroasă. Tunelul format prin întâlnirea ramurilor deasupra străzii acoperă soarele fierbinte al verii. Bineînțeles, nu lipsesc terasele, îmbietoarele terase cu cafele, băutură coritoare și o varietate largă de înghețată după gustul fiecăruia. Plimbându-te pe pietonală, îți atrag privirile magazine pline cu de toate, obiecte utile, artizanat, suveniruri și produse cosmetice. Un mic dejun luat într-o pensiune, a cărei grădină este plină de trandafiri, este o încântare. Festivalul Dovleacului de la Kikinda, care se desfășoară între 14 și 17 septembrie, este prilej de bucurie și distracție. Case curate, bine întreținute, parcuri cu fântâni arteziene, locuri de joacă pentru copii, te determină să admiri hărnicia locuitorilor. O plimbare pe străzile adiacente oferă același grandios spectacol de verdeață. Mâncarea la o terasă nu profită de grosimea portofelului. Poate nu știați că orășelul Kikinda este cunoscut a fi capitala mondială a bufnițelor. Muzeul Național se găsește în centrul orașului. Este o clădire din anul 1839, în care de-a lungul timpului au avut loc recepții fastuoase la care au participat regi și împărați. În Muzeul Național poți compara interioare de case din diferite epoci, case de țărani și case de nobili, adaptate la condițiile vremii. Atracția principală o reprezintă femela mamut denumită Kika, care a viețuit în acele locuri înainte cu 70.000 de ani. Tot de zona muzeistică ține și Muzeul Tera, care prezintă sculpturi contemporane și sculpturi de teracotă. Una dintre piesele valoroase expuse la Muzeul Național este o cutie de țigarete confecționată din aur de 18 carate, având 650 de grame. Minunata cutie este decorată cu 35 de diamante. Aceasta este un cadou din partea regelui Hasan al II-lea al Marocului, președintelui Tito, în anul 1961. Din anul 1774 și până în anul 1874, Kikinda a fost sediul unității administrative autonome a monarhiei Habsburgice. În anul 1893 a primit statutul de oraș și a început construcția primăriei. Este o clădire cu două etaje, întreruptă la mijloc de un turn înalt, care are la parter o poartă albă de acces, păzită de două statui din piatră. Acoperișul cărămiziu scoate în evidență clădirea, sublinindu-i eleganța precum gulerul alb la o cămașă de gală. Strada General Drapșina este denumită drept cea mai frumoasă stradă din lume. Tunelul verde format din pomii de pe margine este unicat, imaginea făcând în conjurul lumii prin intermediul rețelelor de socializare, fiind apreciată de peste 12 milioane de vizitatori pe săptămână. Parcul Ostrovski este un loc de relaxare și bucurie, un loc în care retrăiești sentimentele din copilărie.
Oaza de verdeață are un lac pe care soarele își oglindește chipul, dând apei o strălucire de argint. O pagodă și mulți pomi cheamă prin frumusețe oamenii. Peisajul este demn de numele scriitorului Nicolae Alexevici Ostrovski, ale cărui piese de teatru l-au impus în literatura mondială. A scris piesa cu importanta componentă biografică, denumită Așa s-a călit oțelul. Pe aleile largi ale parcului se plimbă tinerii ținându-se de mână, apoi se retrag încet încet pe drumul ce duce la pagoda cu bănci situată în mijlocul apei. Oamenii în vârstă se retrag și ei în acest loc, depănând amintiri din tinerețe, stimulați de luciul clar al apei. În continuare vom merge să vizităm Moara cu Cai. Moara cu Cai Suvaca este una dintre atracțiile Chichindei, fiind acționată de cai. Se trage din Banatul istoric și este păstrată până în zilele noastre pe locul construcției inițiale. A fost construită în anul 1899 și a fost în funcțiune până în anul 1945. Numărul morilor de acest fel a crescut de la 17 bucăți în anul 1781 la 51 de bucăți în anul 1847. Moara, cu diametru de 20 de metri, avea un ax din lemn. O pereche de cai roteau acest ax care acționa asupra unor pietre grele abrazive. Astfel măcinau 100 de kilograme de făină pe oră. La fel se putea măcina ardeiul, obținându-se astfel boiaua. Moara emitea un zgomot obositor, fapt pentru care a fost construită la marginea orașului. Locul ales pentru moară elimină răspândirea focului la casele oamenilor în caz de incendiu. Ultima oprire de astăzi este la gara din Chichinda. Nu putem vorbi despre gară fără să amintim în primul rând despre calea ferată Seged-Chichinda-Timișoara, care a fost dată în folosință în anul 1857. Sunt aproape 10 ani de când nu mai circulă trenuri directe între România și Serbia. Lipsa confirmării de către Serbia a acordului privind condițiile tehnice face ca între România și Vârșeț, Chichinda sau Belgrad să nu mai circule trenuri. Dacă trenurile ar circula, durata călătoriei între Chichinda și Timișoara ar fi de 1 oră și 50 de minute. Între Timișoara și Chichinda sunt 58 de kilometri. Dragilor, aici se încheie emisiunea noastră de călătorie. Dacă v-a plăcut, vă invităm să ne dați un like, să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a fi la curent cu toate viitoarele emisiuni de călătorie. Și dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut aici și vreți să veniți și voi aici, vă aștept și părerea mai jos în comentarii să ne scrieți cum vi s-a părut această excursie. Până data viitoare, vă spun la revedere!